Din motive de adversități politice sau din interese mai puțin ortodoxe, iar ulterior din cauza crizei economice mondiale, proiectul început în urmă cu 9 ani, prin care se dorea asigurarea la standarde cerute de Uniunea Europeană de servicii de salubrizare, colectare selectivă și tratarea deșeurilor din întreg județul Hunedoara, în două locații strategice, era cât pe ce să devină istorie. Uitați-vă la părul meu, jumătate din el îl am alb datorită lui. L-am început prin 2005, printr-un parteneriat public-privat cu primăria de la Petrila, cu niște belgieni care vreau să facă un deponeu acolo. A intrat în criză economică Europa, a intrat și firma respectivă, a vrut să reluăm contractul, să mărim prețul de nu știu câte ori, normal că n-am fost de acord, l-am abandonat și am început lupta pe fondurile europene. Dacă cred eu că am câștigat destul de ușor, să zic așa, fondurile europene, am câștigat foarte greu amplasamentul acestui deponeu, care inițial proiectul a fost pentru două deponeuri. În cele din urmă a rămas un singur amplasament, în centrul județului, pe teritoriul comunelor Bârcea Mare și Băcia și al orașelor Deva și Simeria. Termenul de implementare a proiectului prevede o serie de lucrări care trebuie finalizate până la data de 31 decembrie 2015. Un centru de management la Bârcea Mare, adică un depozit de deșeuri conform cu o capacitate de 1,1 milioane de metri cubi și o perioadă de funcționare de 30 de ani. O stație de tratare mecanobiologică, două stații de sortare, una dintre ele la Petroșani, o stație de transfer și închiderea a 9 gropi de gunoi neconforme. În județul Hunedoara sunt colectate anual peste 180.000 de tone de deșeuri, iar cantitatea este în creștere. Obiectivele proiectului sunt acelea de a realiza un județ mai curat, prin implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, plecând de la colectare până la eliminarea acestora. Colectare urmată de tratare și eliminare. Toate aceste lucruri se pot realiza de la fiecare cetățean în parte. Prin conștientizare, numai colectând separat, funcționalitatea și sustenabilitatea sistemului poate fi păstrată. Din păcate, județul stă destul de rău la capitolul privind colectarea selectivă a deșeurilor. Sunt mari probleme referitoare la această conștientizare a populației de a participa la colectarea selectivă. Eu cred că nu va fi deloc simplu să se implementeze și mai ales să se colecteze selectiv, pentru că oamenii au fost obișnuiți, nu aș vrea să-i critic, nu în sensul acesta, dar efectiv e ca o obișnuință a lor să nu facă ceea ce practic se solicită. Tocmai de aceea vor fi organizate întâlniri în toate localitățile județului pentru educarea populației în scopul selectării selective a deșeurilor. La conferința de lansare a proiectului au participat reprezentanții Consiliului Județean, membri ai echipei de proiect, reprezentanții mediului public și privat din județ.